ce ai gândit atunci când ai văzut oferta? Da, a fost o surpriză pentru ce nu credea că domnul Vititelu a renunțat, da, pentru că el e foarte ambițios și el vrea să se duce Craiova la cel mai înalt nivel, nu? Dar e normal, a fost o operație foarte bună și pentru el. Am venit aici, el a avut foarte multă încredere în mine, am venit din San Marino, campionatul, turneu nivelul nu prea mare, dar el a avut încredere în mine, m-a văzut și după am venit la nu a plătit nimic și am vândut pentru 1,5 milioane. Poate că a fost pentru asta că a renunțat la mine, dar eu mereu pe viața mea trebuie să zic mulțumesc la el. Ce ți-a zis când ai plecat la FCSB? Nu, era... Da, a fost un moment foarte ciudat pentru că a fost repede, dar am înțeles că el da, a vândut, dar cu puțin cu inima strânsă, nu? Dar asta e fotbal. Și cred că pe toată viața eu să zic mulțumesc la el și el cred că o să are o gândire bună pentru mine.